Bugetul Consiliului Județean pentru anul viitor se preconizează a fi mai mare cu 60% față de 2010 și asta datorită proiectelor cu finanțare europeană. Pentru 2011, Consiliul Județean a prevăzut un buget de 358,9 milioane de lei. Reprezentanții Consiliului Județean spun că proiectul de buget prevăzut la începutul lui 2010 se va realiza, iar pentru anul 2011 e prevăzut un buget cu mult mai mare decât în anii anteriori. Proiectul de buget prevede 358,9 milioane de lei, deci o sumă considerabil mai mare decât anul acesta. Dacă facem un calcul, rezultă 161% față de bugetul anului 2010, deci o creștere de 61%. Este o creștere care n-a mai fost în alți ani înainte, cel puțin în ultimii 10 ani. Este cumva surprinzătoare această creștere pe timp de criză, dar ea are o explicație foarte simplă. Se datorează proiectelor cu finanțare europeană. Cea mai mare creștere o au fondurile europene și asta pentru că în 2011 vor fi 98 de proiecte în derulare, dintre care 7 cu finanțare de la Uniune. De ce aceste creșteri, mai ales și la veniturile proprii? La veniturile proprii noi considerăm că nu vor crește veniturile noastre de la impozitul pe venit. Am socotit chiar cu o valoare puțin mai mică decât anul acesta. Însă, la această categorie am inclus și excedentul care se folosește la finanțare în anul viitor, excedent din anii precedenți, adică din anul acesta și ce a rămas dinainte, în valoare de 13,9 milioane de lei, deci aproape 14 milioane de lei. De la bugetul de stat, se constată că este o creștere remarcabilă și aici, și ea are o explicație, pentru că proiectele cu finanțare europeană au o finanțare și din partea statului român. Cea mai mare creștere o au fondurile europene și asta pentru că în 2011 vor fi 98 de proiecte în derulare, dintre care 7 cu finanțare de la Uniune.